Supunem la vot procesul verbal al ședinței din data de 5 noiembrie 2019. Cine este pentru? Deci, în unanimitate. Doamna primar, supuneți la vot ordinea de zi pe care, pentru care ați... Proiectul de ordine de zi a fost, cred că, de toată lumea, știți? Suplimentare nu avem. Supunem la vot ordinea de zi. Deci, unanimitate. Dăm cuvântul domnului președinte de ședință, Florea Vasil, să conduc ședința. Da, le luăm în ordine și o să le supunem la vot exact așa cum am eu aici pe lista care mi-a fost semnată. La punctul numărul 1, alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020. Inițiatorul acestui proiect a fost domnul consilier local Pușcașu. Se aprobă cu majoritate simplă, asta însemnând jumătate plus 1 și minim 4 voturi. Și urmează domnul Ghenade, da? Da. Deci n-am greșit. Pe atunci se supune la vot cine este de acord ca din ianuarie domnul Ghenade să-mi ia scaunul. Din decembrie. Din decembrie. A, din decembrie, pardon, suntem în noiembrie acum. Aveți o zi de cine este pentru. Mulțumesc, împotriva abține, deci cu majoritate, cu unanimitate a fost aprobat primul punct de ordine de zi. Al doilea, aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pentru iarna 2019-2020. Aici trebuie majoritatea absolută, ceea ce înseamnă 7 voturi minim. Da. Doamna primar, ne prezentați. Trebuie majoritatea absolută, pentru că dacă ați citit vreodată la punctul numărul 3, articolul 139, majoritatea absolută nu sunt toate proiectele de hotărâre, ci doar anumite proiecte de hotărâre, printre care proiectul privind bugetul local. Am considerat că acest plan, știți foarte bine de anii trecuți, în fiecare an l-am aprobat, se bazează pe acel contract de zăpezire care trebuie plătit și care direct, sau mai bine zis indirect, se plătește din bugetul local. E același plan, antiderapantul, am adus două mașini deja, cam nu se știe ce se întâmplă, va fi încărcat pe SEAP. Dorința noastră că trebuie să facem un contract, o să luăm de pe seara să vedem cine și ofertele, mai bine zis. Și cam atât. Cei care răspund sunt domnul consilier Cojoc, domnul consilier Neagu, o jog în frunte, domnul consilier Năcuță și vicele primar. Deci telefon în comisie, da. Acum să nu spui că nu vrei, că nu renunți la mine. Nu mă n-ai spui bun la dacă veniți o întrebare. Da. Deci, contractul de zăpezire. Da. Au fost pus deja pentru licitație? Avem... Nu, pentru că îl punem după ce aprobăm hotărârea de consiliu local. Noi alocăm o sumă din care, nu. Dacă o depășim... Nu alocăm. Da, am alocat o sumă, corect. Da. O să fie rectificare de buget, da. Și o să vedem atunci. Dacă o depășim din cauza orelor care se iese, atunci mai revenim asupra... Dacă vă amintiți, noi anii trecuți am avut probleme cum că firma care o făcut de zăpezirea întârzia pentru că era zăpada prea mare și făceau întâi principalele, ulțele principale, după care cam în jur de ora 12, poate și mai târziu, revenea la uliță, să dezăpeze și uliță. Am putea da contractul ăsta la două societăți, una pentru uliță și una pentru așa? Sau? Că oricum doar noi îi plătim numai atunci când iese. Corect. La dezăpezire. Da. Ei, în cazul în care nu e nevoie, nu chemăm pe ceilalți. Deci în cazul în care... Nu știu, am întrebat. Deci ulițele și așa nu intră în dezăpezire. Numai principalele. Da. Dar noi le facem. Pentru că așa e corect.
Cu toate că, dacă ați observat, drumurile din comuna noastră sunt dezăpezite și nu pot ajunge capri, da? Da. Ce? Pentru că DN-ul este înzăpezit, în deal la Băluș. Firma care a fost și-a făcut treaba destul de bine. Nu, și-a făcut treaba, deci nu putem plânge. Dacă vine altul, toate... vine să facă... Nu. Eu când eram la secuier primar, am avut într-un din an și cred că și dumneavoastră, domnul Cușcașu, un contract de dezăpezire cu o altă societate care venea din oraș. Da. Nu putea ajunge la comună din cauza aceleași probleme. DN-ul nu se circula la agricola. Sau și noi atunci apelam la altcineva care avea plug și dacă știți povestea cu boii trași de al domnului Pușcașu, datorită lucrurile astea. Pentru că nu ajungea societatea. Ei vroiau să dezăpezească, dar n-aveau cum să ajungă la punctul care făcuse. Ajutăm cât și putem. Corect. Nu, dar anul trecut, Manuel... Nu, făcut întotdeauna, dar au mai fost comentarii. Domnul Vici poate confirma, au mai fost comentarii, pentru că... Așa comentarii și-l găsesc tot timpul cu oamenii. Doamne, dar n-a de jovita la omul. Deci, să discutăm, eu bine... Vedem și timpul ăsta, în timp de riile, cum sunt foarte puternici vântul, atunci el degeaba. Nu poate să intervină, deci normal și normal, toate dezăpezirile se fac pe arterele principale. Da. Am să circule. Da, ideea este că trebuie să fie acces pentru salvare, pentru copii la școală. Totuși firma de dezăpezire se plătește din contribuțiile cetățenilor, da? Da. Și atunci, ale pe uliță, ce avantaj are față de celălalt care este la principal, nu? Nu am fost niciodată. Nu a fost dimineață și a fost după amiază, nu se poate. Acum, ca să intrăm în probleme de buget, tu poți fi mult mai bine informat că din veniturile proprii, puțin bani sunt care se duc la dezăpezuri. Tot noi, cel care face bugetul, primar, contabil, zice, băi, nu mai pun la salarii nu știu cât, pun și aici 100 de milioane sau știu eu cât. Pentru că nu te poți lăsa descoperit. Clar asta. Că așa din veniturile care se încasează de la oameni, mai ales noi, comuna noastră, nu știm fiecare cât avere avem. Dar asta nu înseamnă că, că o să rămână cineva să nu aibă dezăpezuri. Nu se poate în același timp să fie și pe uliță și pe... Nu, dar n-au, câte unul care au, mă rog, aveau o problemă, exact, trebuia să iasă cu mașina, să plece la Zerbiș, da, cum era pe ulița de la deal, dar în Benoni, sau cum îl cheamă. Da, a fost ăsta. Da. Deci în rest... Da. Este unul la secuent care are o farfurie zburătoare și într-o oră topește toată zăpada. Cred că aia ar fi cea mai bună variantă. Să n-am auzit până. Suntem noi, dacă e ca. Da. Deci, în concluzie... Probabil că au primat de la Aldi. S-au spus. Nu, că nu mai este la Aldi, este la PNL-a. Da, o depuneau de pus Aldi. Ai desfințat Aldi, nu doriți rău. Nu cobiți. Aldi există. Deci s-au spus destul de chestii, are cineva ceva de adăugat? Susțină financiar de PNL, de a ieși primar de la, nu de Aldi. Da, asta mai vede. Și recordată că unde Aldi le-a susținut, cum vă susținut dumneavoastră, ați pierdut. Am pierdut, dar ne-am reîmpleat urmă, am mers noi către PNL. Am observat. Ați observat, da. Deci, nemai fiind probleme de adăugat, sintetizăm așa, că am discutat despre acest proiect de hotărâre și atunci când se va face planul operativ, vom merge cu o singură firmă, rămâne această variantă din cele două care s-au prezentat aici și o să vedem atunci ce mai adăugăm noi la planul operativ, dar în varianta asta aprobăm proiectul de hotărâre. Da? Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva abțineri, deci cu majoritate de voturi, unanimitate, deci s-a aprobat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 3. Alocarea sumei de 13.000 de lei pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului elevilor și preșcolarilor din comuna Odobești,
precum și pentru cheltuielile ocazionate de datinile și obiceiurile din Comuna Odorbești, județul Bacău, cu ocazia anului nou. Deci sunt două grupe de cheltuieli pentru două activități importante despre care noi am mai discutat și ani din urmă. Deci n-ar fi prea multe note. Doamna primar, dacă ne puteți face precizări. Tocmai am discutat și ani din urmă. Acum rămâne la atitudinea dumneavoastră privind obiceiurile. Știți că până acum capra, care mergea la Bacău, era domnul Cojoc, se ocupa de organizare. Sperăm că și anul ăsta o să ne reprezinte. Da, vedem. Am vorbit un pic cu băieții, l-am dat un pic de zvon, vor rămas să ne întâlnim sâmbătă, duminică, să mergem să vedem de muzică. De... Nu spun da, pentru că încă nu am nimic cu cer. Dar facem ca așa, am trecut, l-am trecut tot așa. Da. Când am avut ceva sigur, noi am inițiat proiectul de hotărâre, domnul Lăcuță știe, pungele care merg la elevi sunt predate pe bază de proces verbal. Tot ce e în pungă are preț și este verificat. Se încheie proces verbal, dacă rămân în două pungi cui le-am dat, într așa fel încât suma alocată cadourilor pentru pomul de an la copii este o sumă care poate fi verificată și dacă tradițiile și capra sau capra care am avut-o noi și mergea la Bacău nu o să mai fie, nu o să mai fie cheltuiala respectivă. Corect. Noi, eu am zis să inițiez acest proiect de hotărâre, să avem resursele alocate. În caz că nu mai are cine, este... justificăm cât cheltuim cu pungile pentru ele și restul. Este normal să avem un asemenea proiect de hotărâre pentru că suntem în contextul în care ne gândim că dacă la un copac îi tăiem rădăcinile, copacul se usucă. Așa și la un popor, dacă îi tăiem rădăcinile, adică tradițiile, poporul dispare, devine o populație de aia amestecată și bulversată. Dar pentru Sorin am o chestie. Eu voi fi de acord să organizeze capra dacă până atunci ne spune care e dilema caprei. Adică el o știe dilema caprei, dar să ne spune pentru ce variantă optează. Că știți care e dilema capra, nu se știe nici acum dacă e... Am crezut că o să solicita și un țapă. Acum dilema eu întâlneam la urmă. Era așa în... Tot vorbea rar, sigur o să spună să mai ducem un țapă. Nici acum nu se știe. Dacă mi-aduc aminte, am vorbit asta în anii trecut cu domnul Lăcuță, m-am uitat pe internet, m-am documentat, dar am uitat ce era vorba. Da, deci nu se știe dacă ăsta ia capra este animal sau este poziție. Asta era dilema, da. Iar tu despre că și variant de optez și te aprobăm, altfel ne mai gândim. Eu să duci cu capra. Puneți nasoale amândouă. Îți date și obicei. Da, mai glumim. Deci da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. O întrebare, domnul Liviu știe, amândouă. Sunt nasoale amândouă. Clar, deci luați aminte. Deci ai pățit-o până la urmă? Da, da, da. Până la vârsta de 50 care de ani... Care a fost în armată. Până la vârsta de 50 de ani, la oamenii caiului se spune bandiți după 50 și se spune tâlhari la capitolul ăsta. Acum, nu știu el ce o fiu. Deci să-ți spun în două. Haideți să supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva, cine nu sunt, până la unanimitate și acesta a fost aprobat. Punctul 4. Aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au domiciliu stabil în Comuna Odorbești, județul Bacău. Se aprobă cu majoritate absolută, ca și cel dinainte, adică cu minim 7 voturi și este inițiat de doamna primar. Puneți-ne și nouă care sunt oamenii, să știm. Din păcate, din 5 avem tot mai puține familii care împlinesc 50 de ani. Dacă în 2016 i-a luat părintele, da, era... Anul ăsta, domnul secretar a luat evidența și de la Comuna Secuieni, pentru că sunt care au făcut căsătoriile la Secuieni și locuiesc aici, dar nu mai trăiesc. Singura familie este Ghenadi Aristotel și ar intra și familia Țari în Vasilie pentru că a intrat în anul 2019. Se presupune că m-am interesat. Dacă noi am fi făcut această ședință în mai,
Da, da. El trăia, știți? Da. Adică nu-i vina lor. Ei au împlinit în anul ăsta, împlineau 50 de ani. Da. Și în rest, dacă mai auziți, dacă știți, dacă vă aduceți aminte de cineva, ne anunțați până în decembrie. Da, doar două familii. Doar două familii până acum. Una bună, una așa. Da, e. Da, de 80 de ani, de căsătorie, de doamna premii de excelență. Avem. Că ar trebui să fie. La 95 de ani, da. Strătulat Ștefan. Trăiesc amândoi? Da. El are 95 de ani, cred că are. Da. Zăm, da. 75 de ani. Ea e mai mare ca Ștefan. Nu. Ea? Nu. La fănică? Îți dă seama? El e mai mare? Da, el are în 32 și el... Nu. Mi se pare că e mai mare. Nici nu contează. Contează că trăiesc amândoi da, și... Și de apreciat omul ăla, ce om puternic este. Vă spun sincer. La anul trecut, era în vârful casei și a dat toată țigla singur jos. El zinea, Ștefan, dă-te jos că este caz jos, nu? Bine că nu a căzut. Vă spun. Eu l-am văzut într-o altă fază. S-a dus în grădină și stătea pe scaun și prășea porumbul cu sapa. Muta scaunul, că el săra cu știți că merge așa. Muta scaunul, iar mai dădea cu sapa câte un om deosebit, așa, și foarte corect, vorbește frumos. Deci, e un model așa pentru mine. Dacă ați observat, premiul scrie clar celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Nu scrie cine a împlinit 50 de ani de căsătorie în acest an. Deci dacă el nu a beneficiat niciodată de acest premiu, cred că din împreună cu dumneavoastră o să-l prindem pe această listă. Chiar ar merita. Da. Mai este trebuie să-l verificăm. Și Morarul Emil și el, din 32. Corect, și ei trăiesc amândoi, da. Amândoi găsăm. Exact. Uite, mai prind și pe ăsta, dacă vă mai aduceți aminte, domnul Pușcașu, cine e de la Citurești? Poate mai sunt. Și la Citurești. Campo? Manuale? Manuale, nu. Da. Lungul brigadier, din 30 născut. Dar să vedeți când sunt, dacă o fi cavaler pomnatic, știți să... Nu, dar eu nu, doamna trăiește, da. Au fost sărbătoriți din copii, cu, la radio, au avut dedicații, dar au avut 70 de ani de căsătorie. Ia, atunci... Cine? Janic Lung, tatăl lui Doru. Nu, dar e pe 32-33. 32, poate. O să verificăm și mai ales o să verificăm că eu mi-aduc aminte că aceste premii au fost date și în vremea domnului Gălățan. Dacă nu cumva, ori fi beneficiat. Da. O să verificăm. Nu cred. Dacă nu beneficiat, da, e bine să fie. Da. Păi atunci aprobăm această hotărâre cu mențiunea că urmează să se verifice ideile care au fost adăugate aici și să stabilim lista completă după verificări. Proiectul este bine întocmit așa, deci nu trebuie modificat, iar rămâne de făcut verificări și menționăm un proces verbal. Atunci să-l supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține, deci în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul 5. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Udobel, județul Bacău, pe trimestrul 4-2019, inițiat de doamna primar, tot cu majoritate absolută ca și cele dinainte. Vă rog să ne prezentați. Da. Suma cea mai importantă este o sumă pe care o așteptăm să ne vină de la TADR pentru proiectul cu iluminat, în jur de aproape 300 de mii de lei, adică 3 miliarde de lei, ca să fim înțeles aproape, 2 miliarde 600 și ceva. I-am prins ca venituri, sunt prinși la capitolul de cheltuieli. În rest, am luat și am reîntregit următoarele capitole. Am pus 1000 de lei la cheltuieli de personal 51, i-am luat de la salariați de la primărie și am pus la consilier pentru că nu aveam credite. Deci este vorba de acele credite care trebuie să le avem pentru a deconta suma. La asistență socială ne așteptăm să vină banii pentru că în încălzire. Ne-am dorit să nu mai facem altă ședință cu rectificare de buget, dar nu se știe, poate ne mai dă bani acum că se face rectificare de buget la nivel de țară. Am prins această sumă cu cadourile, am luat de la primărie și am dus la asistență socială
la cultură, deci am modificat și asta este, nu avem niciun ban din nicăieri. Practic am făcut reglări între conturile, între conturile noastre. Da. Acele direct de credit. Dacă sunt întrebări sau discuții, vis-a-vis de ce a prezentat doamna primar? Nu sunt. Păi atunci supunem la vot și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva abțineri, în unanimitate a fost aprobat. Și ultimul punct, punctul 6. Aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Deci, așa cum știți, noi am mai discutat despre acest regulament și noi, Comuna Dobești, suntem membră ADIS. Deci suntem și noi, dacă vreți, cei care trebuie să respectăm prevederile acestui regulament. Și ca să respectăm, trebuie să-l aprobăm, să ne-l însușim mai întâi. Dacă sunt și alte precizări de făcut, doamna primar, ca din chestiuni de noutate și noi încă nu le știm. Eu nu am ce precizare să fac. Tocmai de asta v-am înaintat și noastră materialul, chiar dacă are 44 de pagini. Cred că se adresează mai mult operatorilor care fac serviciul ăsta, la zis și noastră, e vorba de amenzi, dacă nu vine, dacă la nivel de județul Bacău. Cine are de făcut amendament, nicio problemă, trebuie trimis la ADIS la Bacău. Nu știu dacă o să mai modifice acest regulament cineva, dar eu nu am ce să comentez. Nu-i vorba despre preț și prețul, dacă ar fi tot, nu pot să comentez odată ce au fost aprobate în 2010 la nivel de județ. Asta este. Chiar dacă nu-mi convine mie personal, în calitate de candidat la primar, și să vă bate aceeași monedă, să zice-o cu primarul, vă mări taxa la gunoi. Asta este. Eu voi respecta legea, că de asta sunt. Să respect legea. Și dacă nu respectăm noi legea, atunci nu putem cere la alții să o respecte. Dacă municipiile l-au aprobat până acum, că l-au aprobat, am înțeles municipiile. Și noi trebuia să o aprobăm la sfârșitul lunii octombrie. Dar că atunci este, de atunci este venită adresa. Dar pentru că nu am avut ședință ordinară, știți că noiembrie am făcut doar extraordinară, în octombrie am făcut doar extraordinară, el trebuia aprobat într-o ședință ordinară. Sunt probleme, întrebări, discuții? Nu. Atunci cine este pentru ca să aprobăm acest regulament, acest proiect? Mulțumesc, împotrivă, abțineri nu sunt. Deci a fost aprobat și punctul 6 la ordinea de zi. Deci acum la diverse, ca de obicei. Dacă aveți probleme de ridicat de pe teritoriul comunei, lucruri care nu funcționează, lucruri care sunt foarte bune să le generalizăm, că știți că așa într-o discuție de asta, noi trebuie să facem o analiză SWOT, așa îi spune modern acum. Adică să arătăm punctele slabe, punctele tari, să generalizăm chestiunile pozitive în comuna noastră. Și dacă noi suntem răspândiți în toată comuna și le știm, le aducem aici în discuție, le generalizăm dacă sunt, dacă nu. Aș dori eu la diverse să... Vă rog, domnul Mătuț. Domnilor consilieri, domnul președinte, doamna primar, pe adresa școlii gimnaziale Chisa Silvestri s-a trimis de către primărie adresă, copii, după adresă prin care se solicită ca școala Tisa Silvestri, personalitatea juridică, să plătească pentru taxa de gunoi o anumită sumă. Trebuie să vă spun, domnilor consilieri, că am avut o discuție înainte de ședință cu doamna primar. Însă dorința colegilor mei, și ar trebui și noi să fim poate mai clari în ceea ce... Într-adevăr, am dat o hotărâre a Consiliului Local prin care am spus că acele societăți cu personalitatea juridică, eu așa cel puțin rețin, sau dacă nu, mă ajutați, la mai mult două persoane... Societăți. Fără, da. Deci, sunt contribuabil persoane fizice, da. Sau luăm casnici, cum așa, și persoane juridice. Corect, persoane juridice, da. E, acum, contabilul de la... doamna contabil la școală și în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii, spune, domnule, noi plătim, suntem 33 de persoane angajate la școală. Ori
persoane în cauză plătesc taxă de salubritate, că asta este în final, la oraș acolo unde locuiesc. La școală, unii dintre colegi vin o dată pe săptămână, că lucrează la 3-4 școli. Și zic, și noi oferim servicii educaționale, nu avem, nu generăm venituri, cheltuieli, afaceri care să conduc, eu știu, la profituri sau la pierdere. S-au făcut calcule și la nivelul unui an se duce undeva suma spre, am înțeles, 15 lei, sau este de 15, se duce undeva spre 7.000 și ceva de lei anual. Ori atât gunoi noi nu facem. Pentru că vin și stau la școală unii două ori, că așa au două ori într-o zi și restul au la altă școală. Și dorința este cumva să regândim hotărârea în sensul în care în alte comuni, unde tot romprestul colectează la tonaj, ei spun că la școli plătesc cât au 3-4 containere, le cumpără un contract 1700, 2200 lunar, anual. Au un contract separat, da, pe școală. Da. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut. De-aia am și spus că au un contract. Păi da, unii managerul de la școală. Dacă nu interesează nimic, domnul Năcuță, pe doamna director, păi să-și dea demisia, domnule, dacă nu interesează nimic. Copiii ăștia nu interesează. Nu este așa că să-și dea demisia. Păi da, dacă nu interesează nimic, școala a început cu gardurile alea rupte, nu? Trebuie să stea cineva să vină să-i facă ceva la școală. Eu mă întreb ce face cu banii care i-are în buget. Dar nu vă întrebați. De ce să nu mă întreb? Eu ca persoană, da. Este bine să știm, transparență totală, aveți dreptate. Unele comune, într-adevăr, am aflat noi din telefon că au acceptat, s-au acceptat, au plata persoană, dar sunt comune cu mai puțini cadri daci. Dar acolo unde sunt mai multe cadri daci și ei spun, domnule, noi avem tot cu romprestul, plătim o taxă lunară, ne ridică containerul la greutate, la hârtii colectăm și dăm la societate care colectează hârtii, și nu avem cheltuieli prea mari. Și totuși o sumă de 7.000 de lei sau în jur de 7.000 de lei plus minus este destul de mare suma pentru școală, căci toate plățile astea, inclusiv salarii și gardul, nu îl face din banii școlii, vin din TVA și vin doar per capita pe număr de elevi. Ori numărul de elevi deja este în scădere. Va fi o mare problemă. Suntem 296 de elevi. De-aia și solicit un cost standard pe elev mai mare, pentru că ăsta nu s-a schimbat de vreo, suntem în 2019, de 3 ani de zile este același. Ori toate celelalte au crescut. În ideea asta să regândim sau un răspuns, să facem un alt fel de demers, o altă modificare la costul local. Să repetăm ce eu am mai spus. Trebuie să ne obișnuim că școala are personalitate, da, juridică. Da. Consiliul local aprobă hotărâri conform legilor în vigoare. Dumneavoastră, nu vreau să repet ce zice domnul, dar la nivel de școală aveți Consiliul de Administrație, aveți director. Este problema dumneavoastră cum gestionați și cum vă organizați. Consiliul local nu poate să dea o hotărâre ilegală. Legea spune foarte clar, în hotărârea de taxe pe gunoi, nu e găsiți nicăieri, nici primărie, nici școală menționat, nici dispensar, nicăieri. Găsiți așa, tarif pe persoană juridică. Atât. Fiecare, doamna doctor și-a organizat în felul ei gunoiul, plătește conform contractului care îl are cu romprestul. Noi, primăria, plătim la numărul de salariați. Am vorbit și luăm deșeuri selective, că noi facem mai multe hârtii decât, știu eu, nu o să facem corzi de cartofi, nu? Dar hârtii avem. Așa și dumneavoastră. Atunci, practic, dumneavoastră... Începem ca următor să-i transmitem. Doamne director, să fac un contract separat. Doamna director este persoana care trebuie să se intereseze și să decidă împreună cu Consiliul de Administrație. Nu este niciun secret. Ați văzut tot internetul. Acuză primarul în toate felurile că există jangalnete care luau copiii cu căruța, da?
În timp ce microbuzul este al școlii, șoferul este al școlii, orarul și programul de transport elevi este întocmit de către școală. Pentru că primăria pur și simplu nu are nicio putere. Școala este personalitate juridică. Doar dacă noi, ca și primărie, că am sărit de la una la alta, am achiziționat un alt microbuz plătit din banii comunii și tot la fel șofer din banii comunii, transport din banii comunii, ceea ce nu ar fi prea mult dacă am avea un număr suficient de mari de școlari care să rămână, să nu fie transportați. Dar așa, la inventarierea sau la statistica de la școală, din 5 copii sunt în număr elevi și copiii sunt în număr tot mai mic. Asta este una. După asta, în legea numărul 1, legea educației și a învățământului, scrie clar la articolul 85 că o fi primăria, că este școala, elevii sunt transportați la școală doar de la localitatea de domiciliu până la localitatea unde are școala. Exact. Restul se impută. Într-o localitate în alta, da. Deci ori să fie, nu știu, dumneavoastră, ca și cadru didactic, propuneți modificarea legilor. Noi, ca și Consiliul Local, nu putem decât să respectăm legile în vigoare. Da. Nu plătești nimeni. Ați văzut până și aia 2000 de lei, e o imputată, da? Mare sumă, 2000 de lei. Deci tot ce facem și aprobăm, mai ales ca dumneavoastră sunteți Consiliul Local, trebuie aprobat conform. Noi trebuie să respectăm legile care sunt votate, nu de noi. A filmat un... Cine o filmat, cine nu o filmat? La directorii place treaba asta. Nu discutăm cine o filmat. Problema asta a fost discutată aici, din neapărat. Acum microbusul școlii duce pipot pe la albă, pe acolo, nu? Până acum trecea pe șosea pe lângă copii și... Acum o ia pe pot. Doamna primarul a fost foarte clar. Deci o expus foarte bine. Da, deci și programul microbusului este stabilit de director și Consiliul de Administrație al școlii. Și legea spune, conform legii. Da, conform legii. Dintr-o localitate în alta, nu este regim de taxi. Deci nu este regim de taxi. Domnul, nu este regim de taxi. Nu e regim de taxi, da? Asta mai puțin din 2 km. Asta nu înseamnă Gâmbăru și un pasul. Și de la Bihari, de la Cista și de la Școală, sunt 3 km. Nu e, dar aduce cum, dar de ea de la Bălușa ea. De ea de la Bălușa și aici prin ei. Domnul de la bloc scoperi mașină, că eu toată viața am stat cu mașină la școală. Dar nu are voie din localitate. Nu are voie. Dar noi am discutat asta. Mai puțin din 2 km. Nu spune ca ei în lege. Dar nu spune. Adu-l legea. Dar nu am discutat că nu este la un putință nimic asupra faptului. Dar vezi că lumea are interes de dezinformează lumea. Interesul este să bată în primar, pentru că vine campania electorală. Da? Cine are, cine știe, judecă, cine nu. Eu mai mult de atât nu pot să fac, că dacă ar fi după mine. Da, în programul șoferului trebuie să ducă cu microbusul acasă, să mă scuzați, doamne. Da. Și poliția ar reacționa altfel. Unde sunt lații, domnule? Unde sunt lații? Sunt toate de garaj. Pe ce-ți făcut de garajele astea? Nu sunt garaje școală. Garajul primării, dacă și noi avem rețin special și dacă mă duc la școală, sau astăzi au fost serbări la școală, da? Au fost activități. Bun. Un consilier invitat, măcar ăsta din comisia... Uite, domnul Neagu, domnul Florea, din comisia de cultură. Măcar de bun simț, băi, fraților, hai să invităm și pe aia de la primărie la o serbare dintre asta. La una. Și pe asta s-a bătut moneda. Și pe problema s-a bătut moneda. De câte ori au avut activități școlare de asta, niciodată... Și atunci vii și îți vrei minuni. Dar... Întâlnit la copii, întrebați acasă că au fost activități. Păi tocmai asta spun, că au fost. Că am aflat că au fost. Da, eu am dorit să transmit cuvântul... Păi transmiteți-l înapoi să-și ia funcția de director și fac și eu ca domnul Neagu, cred că soluția este foarte bună. Nu poți fi consilier demisia, nu poți fi primar, lasă-l practic să facă alegeri anticipate. Nu poți fi director, lasă-l locul la altul. Vrem, nimeni nu ne obligă să ocupăm anumite funcții.
Da? De bună voie îmi depun candidatura, de bună voie mă înscriu la un examen. Nu te obligă nimeni. Nu ești capabil, ai văzut că nu poți. Lasă, domnule, pe altul. Da, eu am menționat că sunt comunii care plătesc, sunt comunii care plătesc la donă. Mai departe. Transmiteți înapoi. Nu știu, dar cred că nu, pentru că și noi ca societate, eu am, nu? Ca societate plătesc gunoiul de la familie separat, gunoiul de la societate separat. Am avut punct de lucru în oraș. Am fost nevoit să plătesc, deci acasă plătesc de două ori gunoi, eu am două ori. Și în oraș am plătit altul, când fac mizerii și acolo unde lucrez. Am alt contract. Da, dar totuși e un pic anacronic. Vine într-o zi la școală și el plătește. Sau locuiește în loc, în comună, plătește și pentru și școala. Faceți cum doriți dumneavoastră. Da. Noi aplicăm legea și când am avut curtea de conturi, au vrut să vadă în mod special ordinul de plată prin care ați achitat taxa de salubritate și nu am avut ce să arătăm, pentru că noi nici într-un an nu v-am solicitat această sumă, dar eu personal lucrez în primărie de atâția ani de zile și niciodată nu am, sau mai bine zis, întotdeauna am respectat legea. Da. Mi s-a spus de curtea de conturi că am greșit, am spus unde am greșit. Aici. Lucrul ăsta nu se mai repetă. Mulțumim, doamna primar. Plăcim. Mulțumim de rugăciune. Deci, în concluzie, discutăm o problemă care nu este a noastră. Ați înțeles acum foarte bine. Discutați cu consilierul de stație la școală. Și noi avem un reprezentant acolo, mi se pare, vă sprijinim cu ce ne cere și cu ce putem. Complementar. Și dacă doamna director nu ne place pe mult, să-l măcar pe domnul Floare, care e desemnat pentru așa zi. Care abia așteaptă o serbare în cinstea la 1 decembrie. Dacă mă chema, nu numai că vorbeam din pale, chiar puteam să-mi aduc contul. Uite, 5 minute să zic și eu două vorbe la copii de sfârșit de an. Așa este. Dar dacă domnul Năcuță n-a vrut să mă cheme, a reprezentat singur Comisia de Cultură. După cât îi văd, sunteți îmbrăcat într-o ținută de asta. Domnul Ghinadea? Da. E interesant. Alte probleme, dacă sunt de ridicat. Să spun eu singură de iluminatul de la Cinești. Deci, personal, și aseară am fost, că nu venea să cred că nu mai funcționează nici în partea asta atât de Citurești. Era să mă omoare dorul lungul cu căruța. Era într-o stare de ebrietate, de nu vedea până să meargă, dar nu mai contează. Nu e o noutate. Nu e o noutate, da. Deci, cred că avem peste 12 sesizări la EON. Vine. A venit de două sau de trei ori. Funcționează. La noapte aveți curent electric. Odată mi s-a spus la Citurești că funcționa 10 minute. Sau ziua. Da. Și noaptea deloc. Și niciodată nu mai funcționează. Mai mult de atât, nu mai funcționează nici București. Acum avem ultimele 3 sesizări făcute. Poți să transmit mai departe, că răspunde București. Când sunt deci am înțeles că au venit de două ori la fața locului, nu? Zici cât de 3 acum. Ei zic cât de 3. Deci am fost de 3 ori la transformatorul ăsta. Are că... o scurt fie. Posibil să fiu scurt undeva. Dar dacă ei care vin, că bănuiesc, nu trimită acolo directorul, nu? Trimite un specialist, un om care lucrează. Nu reușesc să-l fac. Atunci noi cu ce sunt? Găsești în pământ. Ieri, când am sunat prima dată, le-am și zis, domnule, aveam a 3 sesizări la rând, care n-au venit și m-am făcut. Nu trebuie să vedem și mai mai departe la ei. Da. Cum e? Ori lucrează stacul ăsta. Ardea Alexandrian, ori ne știu. Într-o sâmbătă țara au ars vreo 2 ceasuri și zic, măi, te-am povândit, vin la când trebuie, acum, azi poate nu era chiar da, era asta chiar e urât, adică sunt unii. Da, și noaptea mare, da. Și noaptea mare, la 5. Ei, da, sperăm, Doamne ferește. Și de unii, la pune medici, mai pune, până nu funcționează. Ce țară a cumpărat eu în ăsta? Germania? Suntem cumpărați așa de mult. Da, am înțeles că au vândut, era alții, erau austrieci. Am ajuns ca pe vremea, dacă țineți minte, era o scenetă al lui Florin Persic cu țava. Și mergeau unul să înlocuiască o țavă și unul îi vorbea în suedez, unul îi vorbea în englez, unul îi vorbea în rus, el săracul nu mai înțelegea nimic. Eu zic că ar trebui să le adresăm la astea o adresă fermă, îmi cer scuze de asta, să le adresăm ceva asta, să le spunem, domnule, este lipsă de respect pentru comuna noastră, dar și pentru poporul român, că sunteți străini. Când mai pune un robot și te lasă acolo, nu mai e. 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 N
vorbit cu... Fă-mi mult! Citez în apăsat. Da, da, da. Adresa este trimisă la Târgu Mureș. Dacă... Da. Când îmi vine răspunsul la adresă, este o lună. De astfel, de altfel și în acea factură. Zice clar, se sizați telefonic la numărul nu știu care. Dar dacă vor semnata și o trimite la ambasada Germaniei... Domnul consilier local Florea Vasile, aveți... Sunteți împuternicii de către cetățean, prin votul pe care l-ați avut, să faceți ce doriți în punctul ăsta. Eu le fac, să știți. Să sunați, faceți. Să vedeți cum sună la Târgu Mureș și la Bacău din Roșie. Domnul, dar faceți, să vedem, faceți. Și eu, că odată era pe mult. Sunați și la EON toți, că dacă sunați mai mulți, poate totuși. Dar eu știu ce am ridicat problema? Pentru că știu sigur că se va auzi înainte de a trimite o reclamație scrisă. Da, dar asta e interiectiv. Mai bine treaba. Foarte bun, atunci e sigur un mesaj. Poate l-o luat de curent. Da. Nu veți face până la urmă, vă bazați doar că cineva dintre noi o să transmită și ăia o să le fie frică, atât. Nu unul dintre noi, cred că și pe ei sunt... Da. Oricum, este lipsă de respect a acestei întreprinderi, sau cum să zice, întreprindere, așa față de comuna noastră. Atâtea sesizări, spune Sami, că a făcut și recent de o zi, două, trei sesizări. Ce se întâmplă? Până acum nu era făcut gardul ăla la transformator cu lacul. Gazele au lumeri de pădure, trebuie să iau statul lui Dumnezeu. Vine odată la regiile privatizate, nici mai știi care, că îi exclusează fiecare. Nu l-am chemat niciodată cu ierta cu contractul, care l-am făcut noi. Da, e aranjată cu diferiți șnabari cu societăți. Atâta bani la Ilumina Public, v-am zis la cei de marchează de 1000 metri, am avut și 100 de la un Sunteți consilier, deci nu sunteți și chiar și un cetățean. Unu, doi, uitați ce se întâmplă. Păi da, dar ei și credeți că îi spun, da, noi suntem legali, eu că... Dar poliția acum a luat cunoștință că n-avem limit de tonaj cât unul. Dar acolo la cunoștință se poate să-i pun ceva sub noapte. Acum eu aseară m-am întâlnit cu o mașină de poliție, era, eu urcam la biserică, ei coborau la biserică cu girofaruri, cu tot felul de... Era o misiune. N-au văzut mașina? Da, mai târziu o trebuie mai târziu. Probabil că pleacă cu formă de acolo, că le frică, că o prinde noaptea, dar vreau să spun că îi încalcă traseul, drumul, că îl nenorocește. Vrei să pleci? Ăsta de la... De la hambar la deal, tot. Domnul președinte, domnul consilier, mă retrag un pic dacă îmi dați voie să ajung undeva la Bacău. Că... Da, vă mulțumesc. Vreau să pregătească o masă. Mm-hmm. Să știu. Dacă toți suntem la diversi, eu am o propunere pentru anul viitor. Dacă vreți să o analizați, să dacă considerați că e bună. Anul viitor se împlinește un număr rotund de ani
de când a avut loc bătălia de la Vaslui. Deci e vorba de 545 de ani, mi se pare. 1475-2020. 545, cred că iese. Pentru asta vă propun să construim o efigie a lui Ștefan cel Mare, deoarece din comuna noastră au mers luptători și din Ciuturești, din Odobești, la Vaslui. Avem documente prevăzute. Eu mă angajez să fac un tablou mare cu Ghiță Cristea, că înaintașii lui au luptat la Vaslui și au fost împroprietăriți, așa cum știți, de Ștefan cel Mare în urma bătăliei. Este singura comună din țară care păstrează din neam în neam un document de pe timpul lui Ștefan cel Mare original, care l-a păstrat până l-a luat muzeu și acum se găsește la muzeu. Și să avem un tablou cu Ghiță Cristea și un tablou cu Ștefan cel Mare, făcute amândouă în cinstea împlinirii a 545 de ani de la bătălia de la Vaslui, la care au participat și cetățenii din comuna noastră. Toți suntem în perioada de centenar, că centenarul e din 1914, când a izbucnit primul război mondial, până în 2020, când s-a încheiat pacea de la Paris. Și să facem aceste două chestiuni, ca reprezentant al Comisiei de Cultură sau președinte, vă fac această problemă, să o analizăm, să o gândim. Mă văd nevoit să-l repet pe Iohannis acum, care știți cum eu zlazi aici, concret. Pe a zis concret, o eficie. Ce concret? Ce-a spus? O adunare, o... Facem ce? O serbare? Ce facem? Nu, să facem o eficie cu Ștefan cel Mare, care să o punem în primărie undeva în bloc central. Concret! Și un tablou cu Ghiță Cristea. Prins în buget, inițiați un proiect de hotărâre, faceți! Ai vorba cu cheltuială, cu valoare, cu ceva care... Păi o să coste efigie, aia tabloul plătesc eu, m-am oferit eu să-l plătesc eu din buzunar, un tablou mare, așa fac pe un metru jumate, pe 80, cu Ghiță Cristea și le punem undeva aici, și scrim de desubt acolo, confecționate cu ocazia plinirii a 545 de ani de când cetățenii cu un Odobești au participat la lupta de la Vaslui. Când o să ajungeți la anul, uitați de asta, că e în campanie electorală. Nu, dar nu interes. De potrivă interesului. Ghiță e mort și care îl mai moștenez, nu cred că... Nu are de ce des la Odovești. Nu mai are de ce des la Odovești. Ba mai are. Nu mai are. Deci băieții lui Damian Cristea, care sunt în Bacău într-adevăr... A, nepoții. Da. Clar, nepoții. Dar Damian Cristea tot timpul era certat cu Ghiță Cristea. Cine? Damian Cristea. Ficiorsul. A, da. Nu Ficiorsul. Ba da, e Ficiorsul. Ghiță Cristea a fost primar la 1906, dar Cristea a fost primar după al doilea război mondial. Este tatăl lor, a avut 90 copii. Damian e fiul lui Ghiță Cristea. Și el bătrân. Unde a stat de unul acolo? Corect, acolo era o casă certa. Avea o bradă în fața casei. A scris în cartea pe care ați lansat-o, a scris? Da, bineînțeles că am scris. Dar vreau să vă spun că dacă nu cumva și Gheorghița nostru al lui Cristea este neam cu Ghiță Cristea. Păi contul, era bunicul. Da. Deci... E, atunci am rezolvat problema altui tablou. Îl va face Gheorghiță. Îi face și lui Gheorghiță în tablou. Îi face și lui Gheorghiță în tablou. Eficia cu Ștefan cel Mare să o suportăm noi de la Consiliu. Dar facem un proiect de hotărâri la anul. Exact. Eu am dat-o ca temă de meditație pentru viitor. Da. Mi se pare o chestie, noi trebuie să ne gândim și la treburi de genul ăsta la comuna noastră. Că așa... facem din alte administrative destul, dar și parcă și astea are relevanța lor. Da. Eu mă gândesc, trebuie să ne gândim cu toții. Avem dosarul la Consiliul Județean de toate avizele pentru autorizația de construire și la dispensar și la apă și canal. La apă și canal în cel mult două săptămâni vom avea autorizația. Mă gândesc că trebuie să convocăm pe cei de la Firiaș să vină la recepție la... Doamna Pernă, nu mă dezamăgiți. Dar astea sunt lucruri de dezamăgit. Eu că aveți patriotism, sunteți local. Nu, că niciodată n-ați fost atât de sigur, înseamnă că știți ceva. Acum sunteți foarte sigur. Dacă nu-i mai întâmplă la mea cu apa și canalul, că până acum trebuia să înceapă lucrarea, de când eu. Asta de acum. De pe la tot ce face. Păi n-au ce să ne mai dea înapoi. Și cu drumul de la Ștunești, doamnă? Ne judecăm. Încă? Mai nu, abia acum începe judecata. La deci acum primarul Bacăului nu e supărat pe Odovești? Nu mă interesează. Primarul Bacăului... Cum n-are treabă? Dar nu era supărat treaba asta. Au spus că dacă o comună ca Odovești, 1500 de locuitori, au primit-o... Și ce spune asta? Dar nu văd bine nicio altul. Ei spun că ca pe locuitori suntem în comuna cu cel mai mult. Sorin, oamenii neputincioși
nu pot face altceva decât să dea vina pe alții, da? Eu. Trebuia să-ți bată el ca primarul orașului. Toată lumea, inclusiv de la Consiliul Județean și domnul Florea știe, toți au pus condiția asta. Faceți denunți primarului care a construit drumul fără autorizație, că depășise autorizația în aprilie și ultima plată era în mai și rezolvăm. Eu nu știu dacă voi fi condamnată că nu am făcut condamnată de către oameni, că nu am făcut denunță împotriva fostului primar. Dar m-am gândit că mi se poate întâmpla și mie, da? Deci eu termin lucrările, guvernul nu-mi dă banii și normal ca factura să fie... Eu am terminat lucrarea în decembrie sau când, Dani, cât tu ai reclamat atunci cu asfaltat... Da, înainte să vă așa. Ei au fost alegerile în 2012. Ei au plătit în momentul în care au venit sumele de la guvern, adică în mai. Depășise pe o lună autorizația de construire. Eu nu am putut să o fac. Au dat bani atunci că au fost campanie electorală. Să fac denunți ca și cum, pe doamne, ce să facă cel care a fost primar. În schimb, știți foarte bine că aveam garanția la acest drum. Fiind în, sau nemai existând această societate, că am și uitat cum se mai chema, Comnefo, au intrat toate bunurile o societate de recuperare, care ne-a sunat, ne sună să le dăm garanția lor. Nu putem, din cauza că noi nu avem recepție la drum. Da? Dar ce garanție? 2 miliarde? 2 miliarde, suficient. Suficient dacă noi... 40 miliarde. Suficient pentru repararea drumului sectat și să ne... Da. Bineînțeles că ei ne-au dat pe noi în judecată. Eu i-am mulțumit Domnului și la toți sfinții că ne-au dat în judecată. Pentru că mă voi duce în judecată și voi chema Consiliul Județean, Inspectoratul de Construcții și toți cei la care ne-am făcut adrese pentru recepție. Și ce o să fie? O să fie. Scăpăm noi de cu procesul ăsta, scăpăm noi de denunți. Domnul Florea, eu personal nu am reclamat niciodată pe nimeni, iar în ceea ce privește să mai fac și denunț la poliție să pățească cu tare, nu știu ce rău, mai ales că ce? Aș putea să o fac acum, că vine campania electorală. Dar îi mai dau ceva de lucru, domnul Gălățan. Dar eu mă numesc o joc. Nu, dar ei știți... Și sunt de alocui bani. Ei știți de ce au zis așa? Pentru că ei trebuie să ne dea nouă adeverință de intrare în legalitate. Corect. Așa se cheamă. Și ca să le dea această adeverință, nu trebuie să existe probleme cu drumul. Ei au luat legătura cu Curtea de Conturi, dacă vă amintiți, acum 3 ani Curtea de Conturi a găsit la acest drum o pagubă de 900 și ceva de milioane, adică aproape un miliard. Aceea se pare că este problema care o invocă ei. Nu este corect ce invocă, pentru că cu toții ne aducem aminte că în urma Curții de Conturi au fost turnate bucățile alea de șanțuri și ce-au mai făcut până la recuperarea sumei respective. Când au venit cei de la Curtea de Conturi la măsuri, au constatat că tot ce nu era făcut, între timp a fost făcut. Și atunci ce? Și s-a închis această problemă făcură. Mai au de le-i frică să dea această adeverință, că doamna aia spune că ea nu și-a asumă riscul ăsta dacă nu are o hotărâre judecătorească, de-aia vă tot îndeamnă să... Nu să o hotărâre. Ba, eu nu voi face denunț la nimeni. Nu numai lui domnul Gălățan. Data un porțiunului... Judecata poate de la asta într-un mandat. Ei sunt interesați. Dar ai consilier atunci. Cât s-a făcut panana, în afară de mine, nu? De mișul de legii. Vorba de chenii. Până poartă la mine, am noaptea, 10-11 noapte. Hai să ne lăudăm care faci panoramă mai mult sau... Dar nu-i vorba de ei, eu am și m-am certat cu ei, la poliție. Hai să revenim atunci, deci nu era panoramă deloc. Cum s-ar spune, s-a turnat noaptea capuții, s-a turnat asfaltul direct pe... Devasamentul vechi, fără să pună nimic a fie. Până este că tocmai, dar e bun. Uite, eu mă uit. Cu atâtea mașini care trece pe el și acolo nu-i stăcat. În pădure era o groapă, o pus niște lut de la garden. Și-o turnat la sală. Și-o turnat la sală. Să știți, cred că au făcut lucrarea foarte bună, de a rezista atât de bun. Hai să aducem aminte din urmă, din câte ori se trecea cu vederea, din câte ori l-au închis, l-au pregătit din timp ca să nu se cheltui bani. Nu știu, cum au făcut noi, trebuie să fim bucuroși. Nu sunt atâtea lucrări care au avut, au făcut. E destul de străcat. Dacă luăm drumul ăsta care a fost prin 3-2-2
și care îndeplinește toate condițiile, o să vedem cât e destrăcat și ăsta și cum se lasă numai la podul cel mare. Acolo nu știu dacă va... La Tisa cât e? Sunt multe porciuni. Nu știu ce buget o să fie să aibă comuna noastră ca să poată să repare. Păi am făcut. Tocmai că Rusov, Bustranț, a făcut treaba. Da. Da, acum am ajuns la național și pe autostradă, pe Adonis, și să crapă. Adică dacă luăm drumul de la Letea Veche pe drumul lans pe Cic, de câte ori era, au fost asfaltat? Da, adică... E bine, acolo e variantă de mașină. Da, trece. Propun să nu ne depărtăm de subiect și să ne oprim. Subiectul fiind aia pe la anul, nu? Cu Gheță Cristea. Ei, nu, aia așa ca până vă desi cu doamna. Vă spunea că aduceți fanfara la biserică, la Citurești. Dacă doriți, vă spuneți, vă rog. Poftim? Spuneați că aduceți fanfara la biserică, la Citurești, mâine. În momentul când părintele mă anunță că e gata monumentul, în funcție de posibilitățile financiare pe care le are, eu am promisiune, am și vorbit, ne se aprobă să aduc fanfara ca să facem inaugurarea monumentului și slujirea monumentului după toate regulile. Dar părintele mi-a zis că trebuie să mai toarne pe jos pe acolo mozaic și încă n-a turnat, că nu-i ajung banii. Domnul Florea, dar de ce nu sunteți sinceri? Noi am înțeles că ați aranjat cu preotul să o facă la anul mai, când e ziua eroilor sau a... Nu, așa am înțeles că atunci dumneavoastră ați aranjat asta ca să aveți câștig de cauză. A zis așa, măcar la Citurești să vadă lumea că eu sunt cel mai fac ceva. Eu să facem de Sfântul Nicolae acum. Dacă ne luăm după vorbe, doamne, cine mi-au zis ce am spus, lăsați că este foarte bine, că eu cum voi fi primar în mai și atribut totul va fi pe al meu. Nu, eu am spus. Adică oricum nu vei semnați primar în mai, tot eu voi fi, știți? Ăsta-i postor, doamne. Asta este, dar circul. E cancan. Circul. Doamne, nu trebuie să ne supărăm. Este om politic? Face totul politic. Da, nu ne supărăm. Atunci se apropie localele. Chiar vă rog să o respectați. Nu, am înțeles că părintele a comandat odată o parte din bani la niște oameni de pe la piatră. Acum vorbește cineva chiar în cunoștință de cauză. Da, trebuia să aduc niște piatră care vine zidite, știți? Și de aia vine pusă și jos acolo, în beton, nu mozaic. Deci cum e monumentul. Da. Și nu a ajuns piatra aia și eu l-am întrebat că eu trebuie să torn acolo. La magazia de lemn am mai făcut-o? Da, am făcut-o spate acolo, am făcut treaba. Dar tot să mai se rezolvă, tot iarna a adus. A adus lemn, materialul. Gata, să chiar și... Eu zic că...